Descriptivul literar, clasa A6 a șasea. Învățarea prin imaginație. Pentru început, ce înseamnă bucuria pentru voi? Bucuria pentru mine este cerul albastru, o zi plăcută, prieteni de suflet. Observați cum am descris eu bucuria. Am folosit structuri alcătuite din substantiv și adjectiv sau din substantiv și substantiv precedat de prepoziție. Vă propun să descoperim caracteristicile unui text descriptiv literar în versuri. Vom observa că un tablou este constituit din câteva elemente, fiecare fiind înfățișat cu anumite proprietăți sau particularități. Citez vii să îmbați iar în fereastră, tânăr soare auriu. Am încheiat citatul. Reținem. Textul descriptiv literar în versuri este opera în care poetul descrie un aspect din natură sau un interior, apelând la mijloace expresive, privitorul transmițându-și sentimentele și stările. Acest tip de text literar în versuri se numește pastel. Lucrăm împreună. Cântec de primăvară de Ștefan Octavian Iosif Vii să-mi bați iar în fereastră, tânăr soare auriu, Și zăpada de pe coastă fuge ca argintul viu. Saltă gure și șuvoaie, spumegate și zglobii, Cântă cinteze în zăvoaie și în văzduhuri ciocârlii. Ca zăpada care piere, după veacul iernii greu, Piei și tu de-acum durere, iarna sufletului meu. Albe, la fereastră, două crengi de măr mi-au înflorit. Vino, primăvară nouă, vreau să uit că am suferit. Impresii 1. Privitorul tabloului de natură dovedește atenție la detalii. Dați exemplu de un astfel de detaliu. 2. Care este tema poeziei? 3. Precizați sentimentele transmise de aceste versuri. 4. Scrieți un cuvânt cheie. Descoperim. Alcătuiți harta tabloului descris, evidențiind elementele care îl alcătuiesc. Observăm că tabloul descris este un colț de natură surprins primăvara. Elementele lui componente fiind soarele, Apele, păsările, crângile de măr. Pentru a observa mai bine specificul descrierii, apelăm la patru întrebări. 1. Ce este descris? 2. De către cine? 3. Cum? 4. Cu ce scop? Recitim textul, răspundem la întrebări și astfel descoperim specificul descriptivului literar. Când ajungem la sfârșit. 1. Observăm că este descris un tablou din natură. 2. Cel care descrie este un privitor, o persoană care observă detaliile din natură. Ne dăm seama că este fermecat de ceea ce vede. 3. Cum se descrie? Poetul apelează la un limbaj expresiv. Observăm figuri de stil și imagini artistice. Astfel, epitetele tânăr și auriu sugerează blândețea soarelui de primăvară și frumusețea lui. Personificarea vii să îmbați iar la fereastră soare sugerează apropierea om-natură. O bătaie în geam înseamnă anunțarea prezenței. Soarele, deci, este o prezență comparația, zăpada, fuge ca argintul, exprimă iuțeala sau repeziciunea cu care se topește zăpada. Se lansează și impresia de ceva jucăuș. Continuare. Epitetul personificator, gureșe, șuvoaie, transmite o senzație de veselie. Sunetele, zgomotele sunt semne ale vieții. Comparația, ca zăpada, tu, Exprimă durerea și suferința asociate cu anotimpul iarna. Epitetul cromatic albe evidențiază coloritul florilor de măr, alcătuind o imagine vizuală marcată de delicatețe. Dintre imaginile artistice, exemplificăm o imagine vizuală, plecăm de la imaginea soarelui, și observăm ce simbolizează, ce reprezintă soarele. Viață este o sursă de lumină, aduce bucurie, creează echilibru. Completăm harta tabloului descris adăugând figuri de stil și imagini artistice. Soarele, epitete tânăr și auriu, Imagine vizuală totodată. Personificarea, vii să la fereastră. Apele, șuvoaiele, descoperim epitetul personificator, gureșe. Totodată reprezintă o imagine dinamică și auditivă. Păsările, citez, cântă cinteze în zăvoaie, în văzuhuri ciocârlii, se constituie în imagini auditive. Crenci de măr, observăm epitetul albe, reprezintă totodată o imagine vizuală și olfactivă. Cu ce scop se descrie? Scopul este estetic, poetul realizând un tablou frumos de natură. Ca cititori, remarcăm figurile de stil, descoperim sensuri și sentimentele privitorului, atent la detalii. Evaluare sau autoevaluare. Citește poezia Înfloresc grădinile de Ștefan Octavian Iosif. Apoi, realizează o hartă mentală care să aibă următoarele elemente de conținut: obligatorii. Tema poeziei, sentimentul dominant, un cuvânt cheie, elementele componente ale tabloului descris, figuri de stil identificate și comentate, imagini artistice și elemente de conținut la liberă alegere, curiozități despre albine, curiozități despre pomi, cuvinte din dicționar pe care nu le-ai știut și le-ai căutat, altele. Se punctează estetica, ortografia, vocabularul. Propunere de fișă, grilă cu punctaj. Pentru elementele obligatorii de conținut, tema, sentimentul dominant, cuvântul cheie, un punct, elementele care alcătuiesc tabloul, un punct, Figuri de stil precizate și interpretate, în total trei puncte, imagini artistice precizate, deci nu la general, ci precizate, un punct. Alte elemente, aici veți dovedi creativitate, originalitate, un punct, estetică, ortografie, vocabular, două puncte, din oficiu, un punct. Mulțumesc!